Salutări! Vorbeam zilele trecute de noul serial văzut de toată lumea, Young Pope, al lui Sorrentino. Și toată lumea îmi vorbea de acele imagini de la începutul, din generic, de care vorbeau, uite ce grafică frumoasă, ce interesant, ce povești spectaculoase. Și le-am zis, măi, uite, de fapt nu e o grafică, sunt lucrări de artă inserate cu tot felul de tehnici digitale în acea poveste sau într-un fel ne pregătește de toată povestea care urmează să se întâmple. Într-un fel sunt puncte pe care trebuie să le unim ca în munca unui detectiv, în așa fel încât să ne dăm seama ce urmează, cum anticipăm, care este întreaga scena a filmului. Acesta este primul tablou, Adorația păstorilor. Singura inserție grafică este cea a stelei călăuzitoare, dar trebuie să vă axați privirea către prunc și către simbolul său. Este primul tablou și nu degeaba l-a ales să fie primul tablou pentru începutul filmului. Sunt tot felul de simboluri în tabloul respectiv. Cârja păstorului duce cu trimiterea spre cârja pastorală, spre cârja preotului care ne păzește, ne protejează. Giulgiul în care este învelit micul prunc trimite către Giulgiul din Torino, către tot ce se va întâmpla după 33 de ani de la nașterea micului prunc. Din păcate, tabloul, dacă vreți să-l vedeți pe viu, nu o să mai reușiți. S-a distrus, a fost distrus într-un bombardament în Italia, mafia italiană în Roma a pus o bombă și l-a distrus complet. Iată o lucrare a lui Pietro Perugino, un important pictor al Renașterii italiene. Îl reprezintă pe Iisus Hristos în prim plan, înmânându-i cheile Sfântului Petru. Care chei? Acum știți că toate bancurile care încep cu Sfântul Petru este cel care ne primește în rai. Cheile sunt simbolul primirii în rai al oamenilor. Dacă ajungeți la Roma, în Capela Sixtină, o să vedeți lucrarea pe partea dreaptă. Și ca un lucru interesant, episcopul care stătea sub această lucrare, de obicei ajungea papă. Caravaggio, drumul către Damasc sau convertirea lui Saul. Ce se întâmplă? Saul, un prigonitor al creștinilor, urmărea să distrugă și să-i întemnițeze pe toți creștinii din perioada de început a creștinității. La un moment dat, în drumul său către Damasc, este doborât de o lumină puternică. Lumina îi grește. De ce mă prigonești? De ce mă cauți? Saul, de ce mă cauți? Devine orb și este un element important. Devine orb și este ajutat să meargă până la Damasc și în această orbire îi se schimbă menirea, devine Sfântul Apostol Pavel. Aici am fost intrigat când am văzut lucrarea aceasta la începutul filmului. Am zis, ce caută o lucrare bizantină într-o legătură cu tot ce înseamnă spațiul catolic? Și apoi, cercetând sau descifrând imaginea, mi-am dat seama că este extrem de importantă. Este o lucrare în care se vede primul sinod de la Niceea, 325, anul Domnului, în care împăratul Constantin, printre multe altele, îl judecă pe Arie. Este cel care a spus că fiul Domnului are o ființă dublă, este și om și Dumnezeu. Și în acest conciliu de la Niceea s-a spus că este o ființă completă, este din Tatăl Ceresc. Autorul tabloului, Francisco Hayez, îl pune în mijlocul lucrării Paul Ermitul, cel care propovăduiește prima cruciadă, lupta împotriva păgânilor. Poate într-un fel pot să fac o directă legătură între chipul nepăsător al tânărului papă care își pregătește propria sa cruciadă. Gentile Fabiano, Sfântul Francisc primându-și stigmatele. Stigmatele sunt niște semne în diferite locuri ale corpului unde Iisus Hristos a fost
crucificat sau unde i s-au băgat piroanele, fie în mâini, fie în picioare. Era foarte rar să ai și toate stigmatele. Poate că plecând de la această lucrare pot să mă leg de un episod din film. Păstorul invocă puterea divină și spune: de ce Sfântul Părinte nu vorbește cu mine? De ce pot să fac miracole, dar biserica mea catolică nu vrea să mă cunoască? Surpriza este când ajunge acasă și îl găsește în sufragerie. Și poate ne ajută și următorul tablou. Avem de-a face cu un sfânt care își dedică toată viața actelor de caritate, dând hrană, îmbrăcând pe cei săraci. Și într-un fel mă leg de cel mai important lucru. Avem de-a face cu imagine aici, cu imaginea sfinților. Imaginea pe care el o reneagă. În primul episod vorbește de artiștii care nu și-au arătat chipul. Cu cât ți-a râs chipul, cu atât îți distrugi aura, îți distrugi misterul. De asta este un papă care nu vrea să-și prezinte chipul. Nu vrea să apară pe nicio farfurie, nu vrea să apară pe niciun produs pe care oamenii din Vatican încearcă să le promoveze. Autorul este Domenico Cresti și îl putem vedea aici în dreapta pe Michelangelo prezentându-i macheta Capelei Sixtine papei. Iar în grafică o să vedeți cum steaua pătrunde prin umbrelă și aproape că o distruge, o incendiază. Poate că într-un fel avem de-a face cu o dublă expunere. Tânărul papă vrea să distrugă canonul, vrea să treacă dincolo peste canon. Poate în aparență. Autorul este François Dubois. Masacrul din ziua Sfântului Bartolomeu. A fost ceva sângeros. Aproape 30.000 de oameni au fost asasinați. Conflicte religioase. Biserica protestantă și catolici. Hughenoți. Sunt multe detalii. Poate totuși este o trimitere. Nu este dispus să facă masacru, carnagiu, dar poate vrea să separe bobul de neghină. Poate tânărul papă vrea să-și separe credincioșii în cei mai importanți, îi vrea pe cei mai buni. Maurizio Cattelan. Lucrarea de artă contemporană este intitulată În a noua oră. Titlul lucrării face aluzie la momentul în care Hristos strigă pe cruce: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Sunt cuvintele pe care le rostește și apoi moare. Imaginea Sfântului Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea, lovit de un meteorit, puterea divină, al nouălea ceas în care Iisus Hristos de pe crucifix strigă: Tatăl, de ce m-ai părăsit? Sfântul Părinte se ține de cârja sa, se ține de acest crucifix și nu-i dă drumul. Poate într-un fel ne spune că indiferent care sunt loviturile, indiferent care este lupta, Sfântul Părinte nu cedează. Rămâne să vedem adevărata față a Sfântului Părinte. Este un diavol așa cum îl prezintă primele episoade. Este un sfânt cum îl prezintă următoarele episoade. Sau poate la final ne dăm seama că folosește cu adevărat puterea divină în beneficiu uman. Dincolo de aceste inserții ale artei în serial, dincolo de această poveste a tânărului papă, avem de-a face cu o luptă, o luptă pe care tânărul papă o dă cu toată lumea. Nu-și arată chipul, încearcă să lupte împotriva imaginii sale. Și poate într-un fel asta trebuie să facem și noi. Ne luptăm cu imaginea noastră și cu gesturile noastre și cu lucrurile pe care le realizăm. Oare ce este mai important? Imaginea pe care tânărul papă o ascunde, imaginea sa? Este mai important gestul pe care îl face? Sunt mai importante faptele? Și într-un fel, iată această luptă. Să mă prezint bine sau să fac fapte bune? Nu știu să vă răspund la aceste întrebări. Doar ridic aceste întrebări și putem să le discutăm. Dar din punctul meu de vedere este
unul dintre cele mai bune seriale pe care le-am văzut.